situația lui 6ix9ine devine din ce în ce mai interesantă. Asta după ce își continuă procesul și totodată continuă să sifoneze mai mult ca o sifonărie, sifonând și faptul că rapperul Trippy Redd ar fi făcut parte din Gangstyle. Și salutare lume și bine v-am găsit din nou pe acest minunat canal. Dacă încă nu sunteți abonați, noi stați să o faceți chiar acum apăsând pe butonul de subscribe și da, informații noi despre TK și AK, băiatul curcubeu sau băiatul săpun. Asta după ce arată pe toți cu degetul în camera de tribunal, punându-le procurorilor tot ceea ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și cine, cum, ce, când au fost implicați în gangul 9-3. So, pentru că cine nu știe, oricum mulți dintre noi nu știam asta, Trippy Redd era să nu mai existe pe fața pământului din cauza lui 6ix9ine. Mulți au avut impresia că e doar un beef de marketing între ei, că tot scandalul dintre ei este doar pe internet, că e fals, că e doar pentru a-și vinde mai multe albume și așa mai departe. Dar aflăm faptul că 6ix9ine i-a vrut moartea lui Trippy Redd și când zic moartea, da, chiar i-a vrut moartea lui Trippy. Cei doi rapperi au fost la un moment dat semnați sub același label, sub aceeași etichetă, Trippy Redd făcând cu 6ix9ine piesa Pulse 1469, piesă ce a bubuit grav, totodată bubuindu-l și pe Tekashi. De acolo amândoi și-au ridicat cariera muzicală până când între cei doi au apărut discuții din cauza ego-ului, cel puțin asta susține în declarațiile lui 6ix9ine. So, la un moment dat 6ix9ine a devenit gelos din diferite motive pe Trippy Redd și așa a început scandalul dintre cei doi, scandal ce a continuat și pe internet, dar și în viața reală. Trippy făcea parte dintr-o latură diferită a gangului, cel puțin asta a declarat băiatul să pun în tribunal. Să sperăm doar că Trippy nu are istoria la fel de pătată ca și TK și 6ix9ine, but never say never, man. La un moment dat, ura dintre cei doi a devenit atât de mare încât fiecare a început să dea din casă, fiecare a început să vorbească nașpet unul de altul, desigur și exagerând, până când 6ix9ine a decis să facă ceva în legătură cu toată mascarada asta și, în timp ce Trippy Redd filma un videoclip, TK și-a făcut rost de adresa unde aveau loc filmările și a spus lui Shotty că vrea să facă ceva în legătură cu toată situația asta și cu Trippy. So, Shotty a răspuns rapid, fără nicio ezitare, că nu e nicio problemă și că totul se va rezolva. S-au dus în Red Hook, prin zona industrială, într-un jeep, de unde au văzut și vanul lui Trippy Redd. L-au așteptat pe Trippy, Shotty mai avea câțiva oameni cu care urma să se întâlnească acolo la fața locului. Au așteptat, când deodată a apărut și Trippy Redd, însă era cu încă 15 persoane după el. L-au urmărit pe șosea timp de vreo oră, după care l-au sunat și pe Harv, Harv fiind omul lor, ce urma să vină cu o mașină Honda. Bun, știm că Shotty a tras 5 sau 6 gloanțe după vanul lui Trippy Redd, iar gloanțele au lovit mașina. So, dacă Shotty limerea pe Trippy, man, Trippy nu mai era. Trippy era trecut pe lista artiștilor ce au murit împușcați. So, mi se pare aiurea că ura asta duce la asemenea fapte și să-i vrei moartea cuiva mi se pare next level, man, știi ce zic? Acum, nu vreau să susțin faptul că 6ix9ine a vrut moartea lui Trippy Redd pentru că Shotty era nebun de legat, acționat după cum îl ducea capul, însă are o mare parte din vină pentru toate cele întâmplate, nu? După ce toate aceste informații au devenit publice, mai mulți artiști l-au atacat pe 6ix9ine, precum Meek Mill, Snoop Dogg, Fatboy, Lil Durk, până și Boozy, considerându-l un șobolan. Boozy publică faptul că va face un film în care TK și 6ix9ine va fi ars la curuleț de către niște gangbangers, da, și caută niște oameni disponibili să-i joace rolul. Nu știu dacă se bagă cineva la așa ceva, whatever. E o nebunie totală ce se întâmplă pe internet acum, lumea trolează, lumea râde, lumea face caterincă pe seama lui TK și TK și 6ix9ine a declarat în ultim moment că și Cardi B este membru 9-3, nu știu ce să zic cu asta, dar la urma urmei toate vin cu un preț, nu? Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla și cu Trippy Redd, dacă va fi chemat la audier sau nu. Totuși, vedeți voi, toată viața asta de artist, faima, banii și așa mai departe vin și cu niște riscuri și dacă aveți impresia că industria muzicală, și aici vorbesc de cea de afară, este un loc safe, vă înșelați amarnic. Îmi pare rău să știu că prietenia dintre 6ix9ine și Trippy Redd a ajuns într-un stadiu în care era să omoare unul pe celălalt, that's not good, dar aia e, viața merge înainte așa cum e. Sunt foarte curios ce o să se întâmple în continuare, ce o să mai declare băiatul curcubeu și da. Până data viitoare, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să vă abonați, să mă urmăriți pe Instagram la Bacovia. Vă pup și multă dragoste!